Arhiepiscopia Timișoarei, în colaborare cu Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest, organizează în aceste zile simpozionul național cu tema Martiri și mărturisitori ai dreptei credințe în timpul regimului comunist, 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Banatului. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat O făclie de înviere în Ortodoxia Bănățeană. Aniversarea a 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Banatului reprezintă un moment semnificativ în viața bisericii noastre, întrucât este, pe de o parte, un prilej de omagiere a memoriei ierarhilor mărturisitori, a clericilor slujitori ai sfintelor altare și a credincioșilor statornici în dreapta credință, care în vremuri grele au păstorit, au susținut și apărat această veche instituție bisericească, iar pe de altă parte, este un îndemn de a le urma pilda vieților în păstrarea, apărarea și promovarea comorii celei de mare preț, adică dreapta credință și dreapta viețuire în Hristos. În continuare au fost rostite mai multe alocuțiuni despre momentele de început ale Mitropoliei Banatului. Aș putea spune că ceea ce se va prezenta zilele acestea aici este un miracol, o minune a lui Dumnezeu. Atunci când valurile roșii învăluiau spațiul nostru românesc, iată că aici, la Timișoara, prin mira lui Dumnezeu, încă se putea reînființa o mitropolie, când după aceea ați văzut câte episcopii au fost desființate numai la puțină vreme. La această manifestare științifică au participat ierarhi ai bisericii noastre, academicieni, profesori universitari, cercetători și studenți. Să nu uităm că anul 1947 coincide cu izgonirea regelui și instaurarea regimului comunist prin declararea țării ca republică. 30 decembrie 1947. Cu puțin timp înainte de acest eveniment, din 30 decembrie 1947, urca pe scaunul din Timișoara, deja mitropolitan, fostul episcop al Caransebeșului, Vasile Lăzărescu. Cu înaltul Vasile Lăzărescu am avut prilejul în copilăria mea să particip la două dintre vizitele pe care le-a făcut, vizitele canonice pe care le-a făcut înaltul Vasile Lăzărescu în Valea Almăjului, loc din care mă trag, în care am originea, dar nu numai la vizitele înaltului, ci și la vizitele preasfințitului Veniamin Nistor. În total, în copilăria mea, cei doi înalți ierarhi au făcut 19 vizite în Valea Almăjului, vizite canonice sau sfințiri de biserici. 6 înaltul Vasile și 13 preasfințitul Veniamin. Manifestările aniversare din Mitropolia Banatului vor continua și mâine la Catedrala Mitropolitană din Timișoara prin oficierea Sfintei Liturghii de un sobor de ierarhi.